Deci așa cum vă ziceam, Xiaomi a lansat de curând două noi modele, 13T și 13T Pro, și astăzi vreau să ne uităm puțin la câteva specificații, să ne uităm și la prețuri, pentru că na, fiind recent lansat, trebuie să luăm în calcul și treaba asta cu privire la prețuri. Bun, hai să vedem ce avem aici pentru astăzi. Ne uităm pentru că cei de la gherere.ro deja cred că au ajuns să testeze telefonul și telefonul arată cam așa pe spate, așa cum vă ziceam, modulul de cameră este din punct de vedere al designului foarte asemănător cu Xiaomi Mi 13 Pro, dar vom vedea acum în specificații că sunt și câteva diferențe. Avem semnătura Leica pentru partea de lentile, ceea ce ar trebui să ne ofere o garanție că vom avea un gadget, un device destul de bine pregătit pentru partea de multimedia. Acum să vedem câteva specificații pentru 13T Pro. Avem un ecran AMOLED, Crystal Res de 667, destul de măricel. O luminozitate maximă de 1200 de niți, asta chiar este importantă pentru a avea o vizibilitate foarte bună atunci când este foarte soare, și de 2600 de niți. Procesorul MediaTek Dimensity 9200 pe 4 nanometri, iarăși este foarte apropiat de puterea de procesare a unui iPhone, spre exemplu, care mi se pare că o coboră la 3 nanometri, octa-core. Avem aici și desfășurarea pe ce putere au pe fiecare core. Memoria 12 cu extensie la 16. Avem 256 stocare, 512 și 1 tera spațiu intern de stocare. 1 tera, eu cred că n-am văzut până acum 1 tera pe Xiaomi, deci ar fi o noutate. Android 13 cu interfața MIUI 14, nu știu nimic despre update-uri. Conectivitatea Dual SIM 5G, nu știu dacă e Dual SIM cu două cartele sau cu eSIM, nu dau seama despre treaba asta, dar cred că e cu două cartele fizice. Hai să ne uităm la modulul de camere foto și video. Camera principală este o cameră cu 3 senzori, 50 megapixeli până la 1.28 inch și merge până la f1.9, 50 de megapixeli camera telefoto cu zoom 2x, cam puțin tel, și merge până la f1.9, și o cameră ultra wide de 12 megapixeli de 15 mm până la f2.2. Ce putem observa din aceste caracteristici este că vom avea niște camere foarte potrivite pentru a face poze în lumină scăzută, pentru că F-ul ăsta, cu cât este mai mic, cu atâta lasă lumina să ajungă mai, cantitatea de lumină să fie mai mare pentru a ajunge la senzor. Filmează 8K cu 24 FPS-uri, 4K cu 24, 30 sau 60 FPS-uri, ceea ce este foarte important, și 1080 cu până la 960 de FPS-uri. Asta pe camerele din spate. Camera frontală merge până la f2.2 și filmează doar Full HD cu 30 FPS-uri. Avem o baterie de 5000 de mAh cu încărcare la 120W HyperCharge. Se pare că au adus și certificarea IP68 cu rezistență la apă și praf. Dimensiuni 162 cu 2, 75,7 și 8,48 sau 8,62, văd aici. Cred că este pentru versiunea cu ceva piele sintetică. Cam așa arată marginile display-ului. Spatele, v-am zis, este foarte asemănător cu Xiaomi Mi 13 Pro. Seamănă cu ceramică. Șasiul, în schimb, este
din punctul meu de vedere, foarte asemănător cu șasiul de la Redmi 12, Redmi 12, dacă Redmi, cât e, mă, nici nu mai știu cât, Redmi Note 12, da, da, seamănă foarte mult cu șasiul de la Redmi Note 12 Pro, confundam acum, credeam că au ajuns la Redmi Note 12, 20, Note 12, deci seamănă foarte mult cu șasiul modelului Redmi Note 12 Pro, foarte rigid, așa zice eu, modulul ăsta de camere de pe spate doar se aseamănă cu cel de la Xiaomi Mi 13 Pro, dar mi se pare așa că e adăugat așa să fie acolo. Mi se pare așa foarte ieșit în afară și după cum vedeți lentilele pe spate acolo, mie mi se par foarte expuse. Nu știu ce huse sau ce protecție o să apară ca să protejeze lentilele de acolo. Senzorul de amprentă mie îmi pare a fi un pic cam jos pentru un telefon de dimensiunea asta, ar fi trebuit să fie un pic mai sus. Dar, mă rog, asta este aprecierea mea. Vine cu o husă transparentă de silicon la pachet. Aici o poză mai reușită. Avem semnătura Leica unde vedem foarte clar acest parteneriat. Și prețul pentru Xiaomi 13T, versiunea de 8 GB cu 256, 650 de euro. V-am zis, din punctul meu de vedere, este puțin cam mult. Și prețul pentru Xiaomi 13T Pro, 799 de euro pentru versiunea de 12 GB cu 256 stocare. Cam astea sunt prețurile. Avem 4 ani de update-uri de la Android. E un lucru pe care Xiaomi l-a avut un pic în aer de-a lungul timpului și se pare că la prezentarea asta au ținut să îl menționeze, pentru că nimeni nu știa câte update-uri vor fi pentru Xiaomi și se pare că acum oamenii au specificat un pic mai clar treaba asta ca să liniștească un pic lumea, pentru că mulți luau decizia să nu-și mai cumpere Xiaomi pentru că nu știau cât, așa, cât o să fie. One free screen repair dacă se întâmplă ceva în primele 6 luni. Da, ăsta ar fi un model interesant, așa, cu spatele astea imitații de piele sau piele, nu știu, ceva sintetic, cred că mai mult ca sigur. Și cam astea sunt noutățile pentru Xiaomi, noile lansări. V-am arătat și specificațiile care sunt. Deci sunt două noi modele nou lansate de la Xiaomi. Acum v-am zis, așteptarea este să crezi că mergi spre un device cu de buget cu preț rezonabil, dar se pare că prețurile au cam crescut. Dacă aveți întrebări sau comentarii cu privire la acest model, mai jos în comentarii, lăsați-le acolo și discutăm.